Bun găsit! Știți vorba cântecului Hai vino iar în gara noastră mică? Eu v-am adus astăzi în gara mare din Cluj-Napoca ca să-i descoperim povestea. Pentru început, câteva curiozități. În secolul XIX a fost ridicată această construcție de către o echipă de englezi. De-a lungul vremii a umblat vorba prin târg că a fost construită de masoni, de fapt. Cât e mit și cât e adevăr, vom afla în minutele care urmează. La începutul secolului al XIX-lea, locuitorii din orașul Comoară se deplasau cu șarete, căruțe și trăsuri. O călătorie în afara cetății, la târgurile de prin sate, putea dura chiar și o săptămână. Cei mai mulți cetățeni nu se aventurau la 10 de kilometri distanță de casă cu poștalionul sau cu trăsura. Însă, după Revoluția Industrială, orizontul clujenilor s-a deschis. Mico Imre, guvernator al Transilvaniei, a adus primele drumuri de fier în cetatea veche. Ca orice gară are o istorie frumoasă, ca și orice gară veche. În măsura în care, în timpul Revoluției Industriale, gările erau cartea de vizită a orașului respectiv. Deci să ne gândim puțin acum, să ne transpunem în timp, acum 100 de ani, când gara era un lucru extrem, extrem de important pentru un oraș. Și cum arată din punct de vedere estetic și din punct de vedere funcțional trenurile care străbat liniile și căile de linii ferate care sunt în cadrul unei stații a unei căi ferate. Gara, în primul rând, să începem această clădire, gara, în general, de gări vorbim în secolul al XIX-lea. Prima călătorie cu un tren, mă refer pe plan mondial, a fost traseul între orașele din Marea Britanie, Manchester și Liverpool, în 1830. Bine, ea a fost precedată, mă refer cu călători, pentru că înainte a fost precedată, cu 5 ani înainte, două localități mai mici din Anglia, în care au avut loc niște transporturi de cărbune pe cale ferată. În ceea ce privește România, cea mai veche cale ferată, să-i spunem, sau funcțională, sau prima călătorie cu trenul, a fost în anul 1869, între București și Giurgiu. Dacă ne referim la cea mai veche cale ferată din România, numai că acel teritoriu atunci nu aparținea României, ci Transilvaniei, respectiv Imperiului Habsburgic, în 1854, era o cale ferată care pornea de la Oravița. Deci Oravița fiind în 1854 în cadrul Imperiului Habsburgic, Oravița Baziaș era prima linie ferată din România, 1854. Așa că noi Clujul nu stăm rău. În primul rând, la construcția acestei instituții, putem să-i spunem, acestei clădiri, a stat iarăși acel personaj de care tot timpul o să vorbim, probabil când vorbim de Cluj de secol XIX, Contele Mico Imre. El era în 1867 ministru de resort în Ungaria și a avut un proiect de 25 de puncte pentru o rețea de căi ferate în Austro-Ungaria, deja vorbim, că vorbim 1867. Punctul 2 era traseul Oradea, Cluj, Brașov. Punct care, inițial, aceste construcții au fost făcute de firme cu capital substanțial, și o să ne referim la firma care a construit această gară, dar nu numai gara clujană, firma The Brothers Waring, adică frații Waring, o firmă englezească era firma de construcții, iar proiectul a fost făcut de un celebru arhitect de gări și de linii ferate, că nu numai gara clădirea, Erik von Geck, era numele său germanizat, de fapt era von Geck, era un albanez născut în Veneția, care, din păcate, nu și-a văzut realizată această construcție, care acum nu o vedem, pentru că asta este una nouă, să explic, datorită faptului că a murit de pneumonie în 1860. Gara are o poveste. Cât timp a fost construită gara? Foarte bună întrebare. 3 ani de zile. Deci până a fost proiect, 1867. În 1868 a fost un concurs, iarăși, a câștigat, bineînțeles, firma de care ți-am zis, Adina Or, și piatra de temelie s-a pus în 1868 ianuarie, 7 ianuarie, și până în 1869 s-a început construcția clădirii, dar vechea clădire a gării, nu aceasta pe care o vedem acum, o clădire care, din păcate, pe posturile de socializare este confundată cu clădirea abatorului. Tot am văzut pe Facebook clădirea abatorului,
proiectată de PAC, e ca ar fi a gării. Nu, e greșeală. Clădirea gării era cu totul altcumva și ea a fost finalizată în 1870. Dar acum existau și liniile. La început au fost 3, pe urmă au fost 6. Probele. Din păcate, să știi că materialele care s-au folosit nu au fost de o calitate grozavă și au fost o serie de încercări până a reuși să fie inaugurată oficial gara. Acum să zic așa o picanterie, hai să spun o picanterie. S-au adus o locomotivă specială numită Hector Caniliada, s-au adus vagoane, s-au mai adus încă 8 locomotive de încercare plus vagoane, au avut loc o grămadă de tentative. Prima călătorie cu pasageri a fost, acum să-i spune să înțeleagă telespectatorii, Cluj-Baciu-Triaș. Și s-au aventurat, putem spune, 60 de curajoși care au făcut această călătorie, bineînțeles, era cu scopul de încercare. Pe urmă, în mai 1870, s-a mai făcut o testare, Cluj-Oradea, pentru că o testare care a durat 5 ore și 3 minute. Foarte bine, numai că l-a oprit în gări. Testarea oficială, deci inaugurarea, a avut loc la 7 septembrie 1870. O să vedem pe clădirea actualei gări o placă comemorativă care s-a pus cu ocazia împlinirea 100 de ani a primei călătorii cu trenul. Numai că n-a fost multă lume. De ce? Pentru că atâtea încercări eșuate, lumea s-a cam plictisit de, și nu a fost un public numeros. Călătoria a durat aproape 6 ore, 13 gări au fost străbătute până ajunge la Oradea. În ce stil a fost construită clădirea vechii gări? Avea un etaj sau mai multe? Da, dar atenție, clădirea ce o vedem acum este un stil eclectic. Clădirea respectivă era tot un fel de stil eclectic și era, atenție, o îmbinare de cărămidă cu lemn și era prevăzut în contract și 13 dependințe, adică depouri, antreprize și alte treburi. Clădirea asta alta este făcută ceva mai târziu, când a fost demolată prima clădire, în anul 1900, între 1902-1907. Dar noi avem pe gară, pe unul dintre pereții gării, anul 1902, când s-a început reconstrucția gării, și mai avem un an, 1959, când a fost o altă reconstrucție a gării. Dar stai să spun ceva, să nu uit o treabă, chiar că va place publicului. La un moment dat, această societate a căilor ferate maghiare de est dă faliment. Și de ce dă faliment? Că unul dintre acționari a dispărut cu 38 de milioane de forinți, s-a făcut nevăzut și a dat, hai să spunem într-un termen academic, a dat apă. Și atunci toată această afacere a fost preluată în 1876 de căile ferate maghiare, deci de stat. Pentru că nu prevedea numai Clujul aici, acest lanț de căi ferate, și Clujul, și Brașovul, și Oradea, și Blajul. Că o să vedem toate aceste clădiri ale gărilor, orașelor care le-am enumerat, seamănă foarte mult. Acest stil eclectic pe care responsabil de construcția acestei gări moderne pentru acea perioadă, cu 3 clădiri, cu coridoare, a fost un arhitect numit Franz Pfaff. Un tip care era arhitectul căilor ferate maghiare și construcția a durat între 1902-1907. Sigur, încă o dată, repet, gara veche a fost demolată, s-au adus, sigur, trenuri, vagoane noi și până după primul război mondial a fost în custodia căilor ferate maghiare, apoi a intrat în custodia căilor ferate române din 1920. Și în perioada 1920-1940, că a mai fost o sincopă cu dictatul de la Viena 1940-44, administrația românească deja aparținea de căile ferate române, direcția și regională Cluj, a modernizat extrem de mult gara. De exemplu, poate mergi prin Grigorescu de multe ori sau te duci pe alea orașelor înfrățite lângă parcul Iuliu Hațeganu și vezi o pasarelă. Un pod numai pentru pietoni. Ei, podul respectiv era aici în spatele nostru, cam unde este gara nouă, și a fost construit în 1932-33, a fost dezafectat în 1973, când s-au făcut aceste pasaje subterane. Și din 1973 este funcționabil pe malurile râului Someșu Mic.
De-a lungul timpului, în cetatea veche au circulat cu viteza roților de tren bârfe și legende despre gară. Clujenii au răspândit povestea că această poartă de intrare în oraș a fost construită de masoni. Este o ipoteză care o putem, cum să zic, să putem să fim de acord cu ea sau nu. Eu o povestesc și în măsura în care publicul va discerne și va fi de o părere sau alta. Pe peretele de răsărit a actualei clădiri există un compas și un echer, care se știe foarte bine că sunt însemnele francmasonice, care înseamnă spiritualitate și moralitate. Adică compasul înseamnă moralitate și echerul spiritualitate. Asta este simbolul masonic. Într-adevăr, se crede că prima ipoteză este că firma fraților Waring, erau trei frați, și doi dintre ei erau parlamentari englezi care se știe că făceau parte din această francmasonerie, loja scoțiană, mi se pare. O altă ipoteză este că ceea ce vedem noi este clădirea făcută între 1902-1907, că Franz Pfaff, de care am vorbit, acel arhitect, ar fi fost francmason și el ar fi pus acele simboluri. La prima ipoteză că acele simboluri au fost transpuse de pe prima clădire. Deci sunt două ipoteze. Mai este o treia ipoteză care spune că de fapt erau semnele căilor ferate austro-ungare. Mai puțin probabil, nu am văzut în semnele astea. Eu ți-am zis toate cele trei ipoteze care sunt vehiculate despre construcția francmasonică sau nu a acestei clădiri foarte importante. Dar... Și alte vorbe mai umblau prin târg. Păi, alte, în primul rând, stai să spun o treabă, vorbe normal că, ca orice inovație, lumea nu avea încredere. Ca și astăzi, vezi că sunt instrumente sau gadget-uri, sau cum vrei să le spui, care cei cu o vârstă mai rezonabilă nu au o mare încredere. Și atunci, nu se avea o mare încredere în căile ferate. Lumea, la început, lumea conservatoare, sigur că dacă și astăzi nu avea încredere în treburi care aduc evoluția societății. Acum, ca în orice gară, gara este un loc extra... Era un film rusesc pe vremuri, Gara pentru doi, un film extraordinar cu o poveste de dragoste sublimă. Nu știu în regia cui, dar cei care sunt cam de vârsta mea își amintesc filmul respectiv. Foarte sugestiv pentru toate gările. Pentru că sigur că da, aici s-au întâmplat povești de dragoste, povești mai triste. Au mai fost și accidente care au fost, care s-au aruncat în fața trenului, dar nu chiar în gară. De asemenea, gara a primit personaje celebre ale Clujului. Mă refer regele Carol al II-lea a venit cu un tren special. Chiar Nicolae Ceaușescu, în una dintre călătorile sale, că pe urmă venea cu elicopter și cu astea, când, bineînțeles, societatea s-a modernizat, n-a mai venit cu trenul. Și, bineînțeles, și în perioada austro-ungară s-a venit cu personaje importante, au venit în gara Clujului. Unul dintre acestea este împăratul Carol al VI-lea, care a vizitat Clujul în 1916 și care există o poză despre el când dă onorul oștirii austro-ungare chiar în fața clădirii gării. Gara își are un rol deosebit de important prin dezvoltarea ulterioară a orașului. În primul rând, lângă gară s-a dezvoltat o fabrică de chibrituri, nu aiurea, spune străzii, fabrica de chibrituri, strada fabricii de chibrituri, deținută de un antreprenor important a Clujului, Rosef Reiter. De asemenea, unde este astăzi întreprinderea Remar 16 februarie, primul atelier de reparat locomotive și vagoane din Cluj a fost înființat acolo în 1874. Sigur, locul nu era acolo. La început de depo era peste drumul de gară, unde este astăzi și hotelul Pax și unde sunt clădirile, unde astăzi sunt magazine de tot felul. Trebuie văzut construcția. Este foarte frumoasă, pentru că sunt trei corpuri de clădire cu legate de coridoare. Deci și exteriorul este foarte frumos și era decorat, eclectic. Inițial pe ușa de intrare mare existau două firide, unde erau două statui alegorice, un bărbat și o femeie. Sus erau o doamnă cu doi copii, tot alegoric, și stema Ungariei era atunci, bineînțeles, ea a fost dată jos după tratatul de la Trianon, normal, și iarăși gara a fost reconstruită
după al doilea război mondial. Și de ce după al doilea război mondial? Gara a fost supusă mai multor bombardamente. Lumea știe de bombardamentul din 2 iunie 1944, când toată lumea spune că americanii au bombardat Clujul, Gara în principal. Dar a fost o acțiune coroborată între americani și sovietici. Nu numai aviația americană, avioanele americane decolau de pe aeroporturile din Ucraina de astăzi, care făcea parte din Uniunea Sovietică. Deci a fost o misiune aliaților care avea ca scop bombardarea gării clujene. De ce? Clujul în acea perioadă făcea parte din Ungaria, Ungaria hortistă, și sigur că da, Gara era o principală instituție. Se știe dintr-o notă dată de oficialități că au murit 362 de civili, 60 de soldați maghiari și tot atâția germani. Clădirea gării a fost distrusă aproape complet. Și nu numai clădirea gării, a fost foarte afectată clădirea gării. Sunt și poze care relevă acest lucru. Clădiri, deci că victime colaterale sau clădiri colaterale. Strada Horea, nu ți se pare ție puțin suspectă? Clădiri vechi intercalate cu virgulă clădiri moderne? Păi alea au fost distruse și au trebuit construite alte clădiri. Inclusiv spitalul care era unde este astăzi Salvarea, și el a fost bombardat. Și chiar spitalul de ortopedie. Deci a fost grav afectată. Și colapă este pupeză. Și, scuză-mă expresia în academică, toamna când s-au retras trupele hortiste și naziste, și ele au devastat clădirile gării, depozitele gării, deci a suferit o dublă, distrugere. Au mai fost poate și bombardamente, nu de o mare intensitate, efectuate ba de americani, ba de sovietici înainte, dar ele nu au prins gara. De cel din 2 iunie, foarte important, care a afectat și sinagoga, este o ipoteză că sinagoga ar fi fost... s-ar fi pus explozibil în sinagogă din interior, deci grav afectată, dar autoritățile române au reușit, deci căile ferate române, să refacă clădirea gării într-un lucru susținut, o acțiune concertată și concentrată, care s-a terminat în 1959, lucru vizibil pe unul din pereții gării, unde scrie 1959, când clădirea a fost refăcută. Și după aceea, hai să vorbim de liniile care erau. Foarte important, s-a modernizat, de exemplu, în 1960-61, s-a trecut de la sistemul Morse la sistemul radio. Numai noi râdem, dar îți dai seama că până în 1960-61 se comunica între șefii de gări și personalul lor prin semnale Morse. Por la telefon, în 1983-84, gara, deci liniile de aici au fost electrificate. O să vorbim și de unele locomotive. În gara din Cluj-Napoca se poate admira o bijuterie a căilor ferate române. Este vorba despre cea mai puternică locomotivă cu aburi fabricată în România. Locomotiva, trecută în rezervă, are o poveste plină de sare și piper. Suntem aici lângă o piesă extrem de interesantă, piesă de muzeu adusă de la depoul din Deș, reparată în depoul din Cluj, în 2013 a fost adus aici, numită Ferrari al căilor ferate românești. Și de ce era numită așa? Pentru că în perioada respectivă, această locomotivă, care mergea cu cărbun, cu aburi, prindea 80 de kilometri la oră, deci ca viteză, când viteza medie era 50. Și când se-ți mai spun o treabă, că astăzi pe căile ferate române se circulă cap cu 50 km pe oră. Ea prindea atunci, sigur, mai mult la trenuri marfă era pusă. Este cea mai veche locomotivă? Din seria asta nu. Hai să-ți explic. Are numărul 150-139. 150 este un fel de serie. Arată amplasarea osilor și a roții. Deci unul era o osie cu două rotițe mici, care făcea ca să meargă tot acest ansamblu, pulsată de 5 motoare care împingeau 5 osi mai mari. Deci asta e 150. Și 139 este că din această serie, care a avut 282 de locomotive, ea este 139. Ultima, 282, se află pe peronul gării Ploiești. Adică o întorci ca la Ploiești. Da. Este realizată la Reșița. În acea perioadă anilor
50-60, era stăpâna căilor ferate române, împreună cu alte locomotive celebre, 142, Malaxa, deci vechea fabrica Malaxa, care s-a făcut după urmă 23 august. Nu-ți mai explic, cred că telespectatorii înțeleg, era o osie cu două rotițe și patru osii mai mari motor, nu cinci. Aceste două locomotive, cum să le spun, dominau căile ferate române. Și de care putem fi mândri. Din păcate, foarte, foarte multe s-au vândut prin metode oneroase, la fier vechi. Cineva a avut de câștigat foarte mult. Au mai rămas câteva, să spun, între ghilimele, exemplare, care sunt extrem de valoroase, nu numai din punct de vedere istoric, ci și din punct de vedere al, cum să zic, al tehnologiei de fabricație, a felului cum erau privite căile ferate. Totul se poate vedea de la o astfel de locomotivă. La debutul secolului 20 au început să se construiască primele fabrici în orașul din inima Transilvaniei. Muncitorii care făceau naveta la Cluj-Napoca din satele și comunele alăturate își trăgeau sufletul în gara mică, o clădire cu trepte în spirală și cu zeci de ferestre. Această stație de cale ferată are o istorie zbuciumată. Gara Mică a fost construită în 1976 și îi spun și motivul, pentru că în acea perioadă exista, România se afla în faza de industrializare socialistă. Și înainte, în perioada de debut de secol 20, când a vorbit de Gara Veche, aici a fost prima zonă industrială a Clujului, care apoi urmă s-a extins. Ei, când vorbim de 1976 și după, deja este platforma industrială a Cugului și toate întreprinderile care erau în zona respectivă aduceau o grămadă de muncitori și marea lor majoritate erau navetiști. Și atunci această gară, ca să nu aglomereze gara principală, a fost inaugurată în 1976 și datorită acestui boom economic, gara de scurt triaj era numită, sau gara, clujenii spun Gara Mică. Ea a durat ca vechime, să spun așa, istoric, a trăit cu ghilimelele de rigoare până în 2013. Și e clar de ce, pentru că industria grea a Clujului s-a fărămețat încetul cu încetul, mână de lucru mai puțină, muncitor mai puțin și nu-și mai avea rostul. Clădirea are 1000 de metri pătrați ca și suprafață, s-a încercat aici să se facă și o expoziție, spațiu de expoziții, să se facă showroom-uri, tot felul de destinații care până la urmă au eșuat. Astăzi, din noiembrie, de unde am aflat, din noiembrie 2017, funcționează în cadrul acestei clădiri un supermarket. Gara, când eram eu student și când eram tânăr, pentru mine era un punct de reper. Când mergeam spre unele destinații, acum și vacanțe, mai ales spre mare, dar și spre un loc de muncă care am fost 3 ani de zile după terminarea facultății, la București, și când veneam, era o bucurie când vedeam gara Clujului. Nu arăta ca acum. Să știți că am rămas foarte plăcut impresionat cum arată acum gara. Curată, cu magazine mai puține, dar decente. Pentru că a fost o perioadă când nu arăta deloc bine. Era locul boschetarilor și a celor fără cămin. Exista o lume interlop aici. Dar acum se vede că după toate restructurările, că i-a mai avut restructurări în anul 2006-2009, iar piața ce vedeți acum în 2016, și s-a făcut un lucru frumos. Eu chiar, ca un clujan, nu specialist sau nespecialist în istoria Clujului, îmi place cum arată acum gara clujană, gara mare. Bine, gara mică mai puțin, pentru că e clar că ea încă nu este, spațiul încă nu este definitiv, dar gara mare arată frumos și bulevardul sau strada Horea, care merge, deci de fapt această stradă s-a dezvoltat datorită apariției gării, pentru că era principala cale de comunicație spre centrul economic al Clujului, care a fost în acea perioadă piața Mihai Viteazu de astăzi și până în centrul de astăzi al Clujului, în piața Unirii. De ce spun treaba asta? Pentru că aici, pe vremuri, în locul în care filmăm, era capătul Clujului. Deci înainte de 1870, aici unde ne aflăm și suntem în plină civilizație, acum 100 și ceva de ani, erai în capătul Clujului, era o goare, nu era Cluj. Era un fel de hinterland al Clujului. Și zona asta, a gării și a străzii Horea, înainte de a fi strada Horea,
Era o zonă numită, un cartier numit Hidelve, unde trăiau hoștezeni, o altă categorie de hoștezeni, nu categoria de hoștezeni care o știm că locuia în actualul cartier Mărăști, Gheorghen sau zona fostă industrială a Cugului. Ceea ce este de reținut privind această clădire a gării, care arată bine și este elegantă, este stilul secesion în care a fost ea construită. Acest stil secesion cu figuri geometrice, zoomorfe, antropomorfe, care este încă prezent pe clădirile, cele trei clădiri, cele trei corpuri de clădiri, dă note de o eleganță aparte. Și ea a fost refăcută în condiții chiar profesioniste. Dă o culoare aparte și dă un farmec aparte gării Clujului și o carte de vizită care și astăzi orașele trebuie să le aibă prin aceste instituții care au avut un rol extrem de important mai în trecut și cred că și acum au un rol destul de important. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.